Banca Națională a decis astăzi să mențină neschimbată dobânda sa de politică monetară, care dă tonul dobânzilor la lei. Guvernatorul BNR a sugerat însă că dobânzile vor crește. Nu se scumpește creditul, sau nu încă, poftim. Când o să crească, nu? Cresc dobânzile în America, cresc în Europa, aproape inerent se va întâmpla. Nu să rămânem codași. Indicatorul ROBOR la 3 luni, în funcție de care se stabilesc dobânzile la creditele în lei, a crescut din toamna trecută de la un minim de 0,68% în septembrie la 0,93% săptămâna aceasta. Anul acesta, băncile au acordat doar în luna martie credite noi de 5,6 miliarde de lei, una dintre cele mai mari valori lunare, ajutate de scăderea dobânzilor. Nu mai e diferența aceea, între dobânzile în lei și cele în valută. Deci acum, când ecartul era mare, nu, într-adevăr era tentația asta să iei numai credite în valută. Acum diferența e foarte mică. Creșterea dobânzilor este inevitabilă, spun analiștii. Previziunile analiștilor sunt pentru creștere de ROBOR până la sfârșitul anului undeva la 1,5%. Anul trecut estimau chiar 2,5% pentru sfârșitul acestui an. Dacă ar crește la 1,5%, de exemplu, un credit ipotecar, prima casă de 225.000 de lei luat pe 30 de ani, luat anul trecut, ar crește rata cam cu 10%. Dacă ar crește la 2,5% roborul, atunci același credit ar însemna că ar avea o creștere 24% la rata lunară. Creșterea dobânzilor depinde de cât de mult vor crește prețurile.